1 și 2 februarie reprezintă o perioadă interesantă pentru cei care s-au născut în zodia Scorpionului, cel puțin într-o dimensiune afectivă. Este vorba de casa a cincea. Aici sunt multe planuri. Poate fi vorba și de câștiguri, speculații, poate fi vorba de relații personale, sufletești sau doar pur și simplu trupești, dar poate fi vorba și de relațiile pe care scorpionii în postură de părinți le au firește cu copiii lor. Impactul astral în această perioadă este bun pentru că pe 31 ianuarie intră Mercur în acest semn de apă peștii și, împreună cu Neptun, Chiron și Luna în tranzit, creează premisele unor acorduri, înțelegeri, apropieri sau chiar al scurtării unor distanțe sociale pe fondul unui impact afectiv puternic. Nota generală este de iertare, iubire, îngăduință, înțelegere, compasiune, corespondență sentimentală sau spirituală și o mare capacitate de creație în ipostaze artistice diferite, interpretative sau care țin de un fond de idei, sentimente, de niște premize, de niște proiecte care se materializează în scris, în muzică, în plastică, în teatru, etc. Seara zilei de 30 ianuarie vine pentru nativii din Scorpion cu faza de lună nouă, o conjuncție între Soare și Lună pe casa a patra a hărții cerului lor, ceea ce poate să dea o serie de motive de îngrijorare, de preocupare sau de intervenție energică într-o chestiune casnică, domestică sau într-o relație de familie. Sentimentele și dialogurile, mai ales cu cei în vârstă, se poartă cam furtunos. Scorpionii sunt luați prin surprindere de reacția, de propunerea sau de felul în care relaționează cu o rudă, părinți, bunici, oameni în vârstă. S-ar putea ca pe fondul unor idei destul de neadecvate realității, prin neînțelegere, prin interes personal, prin foarte mulți factori, scorpionii la rândul lor să aibă reacții bruște, brutale, categorice, de negare, de refuz. Un pui de ceartă în unele situații se poate naște. Sigur că el este gratuit, el este rezultatul exagerării ambelor părți. Firește că bine ar fi să nu se ajungă aici și măcar unul dintre acești factori umani să se abțină și să depășească momentul. El nu este esențial, el este o furtună trecătoare și atâta tot. Atenție însă pentru aceiași nativi cu privire la tot ceea ce au în gospodăria lor cam șubred, vechi, ori de mai multe ori reparat. Mă gândesc la aparatura care folosește curent electric, mă gândesc la tot felul de utilaje și de instrumente care pot să nu folosească neapărat curent electric, dar care sunt deseori mânuite în activitatea cotidiană, în bucătărie, ori în activitățile domestice. Acestea nu numai că se pot sparge sau strica, dar pot să provoace răni, traumatisme pe corpul celui care le mânuiește, deci al unui nativ din Scorpion, dar pot să provoace și alte stricăciuni mai departe în casă, să se repercuteze asupra altor obiecte sau al integrității inventarului casnic.